Din câte este cunoscut până acum, în anul 1521, la Câmpul Lung Muscel, a fost redactat primul document scris în limba română care s-a păstrat până astăzi, și anume Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung. Ea a fost descoperită abia în 1894 în Arhivele Naționale ale județului Brașov, unde se păstrează și astăzi. Scrisoarea conținea un secret de mare importanță, avertizându-l pe Johannes Benckner, judele Brașovului, despre o invazie a turcilor asupra Ardealului și țării românești, ce tocmai se pregătea la sudul Dunării. Conținutul scrisorii conține arhaisme și cuvinte din slavonă și suna astfel: Prea înțeleptului și cinstitului și de Dumnezeu dăruitului jupân Hanes Benckner din Brașov, multă sănătate din partea lui Neacșu din Câmpul Lung. Ipac dau știre domniei tale zălucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au ieșit din Sofia și aiminterea nuie și s-au dus în sus spre Dunăre. Ipac să știi domnia ta că au venit de la Nicopole, de mie mi-au spus că au văzut cu ochii lor că au trecut ceale corăbii ce știi și domnia ta spre Dunăre în sus. Ipac să știi că bagă din toate orașele câte 50 de omini să fie de ajutor în corăbii. Ipac să știi cum s-au prins niște meșteri din Țarigrad, cum vor trece ceale corăbii la locul cel strâm ce știi și tu. Ipac spui domnie tale de lucrul lui Mahamed Beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiași de la genere miunegre, cum i-au dat împăratul sloboziei lui Mahamed Beg. Și va fi voia prințeara românească, iar el să treacă. Ipac să știi domnia ta că are frică mare și băsărăb de acel lotru de Mahamed Beg, mai vârtos de domniile voastre. Ipac spui domniei tale ca mai marele meu, de ce am înțeles și eu. Eu spui domniei tale, iar domnia ta ești înțelept și aceste cuvinte să ții domnia ta la tine, să nu știe umin mulți și domniile voastre să vă păziți cum știți mai bine. Iboc te veselit, amin. Limba scrisorii lui Neacșu este foarte puțin deosebită de româna vorbită astăzi. Excepție fac formulele de introducere și încheiere ale mesajului ce trebuia transmis cu cea mai mare repeziciune și claritate.